motivul real pentru care Andrea Tonciu a fost eliminată de la Survivor All Stars? Se poate spune că prima eliminare de la Survivor All Stars a fost destul de previzibilă. Andreea Tonciu a primit votul general în Consiliul de Nominalizare pentru că a fost considerată cea mai slabă din echipa faimoșilor. Ceea ce nu este de mirare având în vedere faptul că în probele din concurs a avut zero proastă eficiență pe traseu, necăștigând niciun joc. Totodată, spre deosebire de Roxana Nemeș, care s-a descurcat impecabil în probe, Andrea Tonciu s-a declarat total dezamăgită de evoluția sa în duelul eliminatoriu. Bruneta consideră că a fost eliminată din cauza problemelor de echilibru pe care le are și din cauza că i-au tremurat picioarele. Cu ochii în lacrimi, faimoasa a ținut un discurs emoționant în fața colegilor săi. Sunt foarte dezamăgită, domnul Dan, pentru că eu am promis acasă că voi sta 3-4 săptămâni. Dar nu am echilibru bun. Mi-au tremurat picioarele și chiar, la un moment dat, m-am enervat. Dar, dacă Dumnezeu așa a vrut, eu plec acasă. Asta e. N-am ce să fac. Survivor mi-a schimbat viața. N-am trăit în viața mea ce am trăit aici. Pentru mine este o experiență unică. La mine e greu cu adaptatul, pentru că am o viață. Fac ce vreau, când vreau. La mine cel mai greu a fost să nu dorm în pat. De atunci, m-am închis în mine. A spus Andreea Tonciu după ce a pierdut duelul cu roxana nemes.